Cineva oarecum, de fapt eu, ori și cum, ar zice, băi, de ce îți pui părerea oarecum, cumva, nu știu cum. Păi îmi spun părerea pentru că acum contez și mă interesez de lucruri care le-am experimentat, le-am aflat și mă interesez. De ce îmi spun părerea? Pentru a te învăța sau a te dezvăța. Cumva. Ce înseamnă art? Arta e natura umană. Dar arta exagerată. Ea exagerată în niște limite. De ce zici tu de artă? Ce ești expert? Crede-mă, pe cuvânt. De ce? Pentru că eu creez că de vreo 20 ceva de ani. Ce înseamnă a crea? A fi lumea ta și a expanda în lumea altora. De ce? Ai manipulat, nu? Dar ai arătat ceva. Natura umană, dar exagerată pentru a sublinia ceva. Și asta ce e cu un risc. Pentru că niște nebuni să înțeleagă altceva, pentru că altă înțelegere n-au. Și atunci zic, au! Da, pentru că am. Păi ea zice, au! Am. Am arta mea. Și arta altora, pentru că și eu mă inspir din alții. Și ăștia ce? Ce pula mea? Ce mă interesează pe mine asta? Pe mine mă interesează arta. Exagerată. E oarecum în paralela Enigma. De fapt sunt două paralele care se întâlnesc la infinit. E exagerată la fel ca și nebunia. Numai că nebunia e împletită. Da, încurcată cu prostia. Arta e cu inteligența. Cu experiența, cu excelența. Da, exagerată. Pentru nici măcar nici tu nu știi cum. Atunci când crezi ceva, cineva zice că e din transă sau altceva, nu. Atunci ești tu, ești altcineva. Ești toată lumea, cumva. Eu când fac o grafică, că nu pot să zic că fac pictură, că n-am vopsele, n-am alea. Uite că m-aș și băită. N-am, așa ceva o să am. Când fac o poezie, asta e mai ușor, că trebuie doar pix și hârtie. Sunt acel cineva, de fapt sunt poezia mea, îmi dau sufletul în ea, așa pot să zic, de fapt zic nimic pentru că pot să o exprim fiziologic în creierul tău, dar nu e doar atât, e mai mult, e ce vreau eu și nici atât. E ce vrea vremea, e ce vrea atât, e ce vrea, ce vrei tu, e atât, am vrea.